Și pentru că am promis pe acest canal că voi veni cu mai multe produse, cu mai multe videoclipuri și vreau să mă țin de cuvânt, mulțumită băieților de la BikerMag, astăzi avem la review pentru prima oară o cască produsă de MT Helmets. Pentru cine nu știe de această firmă, este o firmă care într-adevăr este ceva mai mică, nu este atât de populară, dar care a ajuns și în MotoGP și care are și căști omologate FIM. În primul rând, în momentul în care deschidem cutia, putem observa prin locul inclus, un lucru foarte bun de știut, pentru că nu trebuie să mai dăm banii pe el, iar apoi polistirenul cu care vine ambalată această cască, în care găsim și acest mic spoiler pe care o să vi-l arăt imediat. Cel mai bine o să dau casca jos pentru că nu vreau să o trântesc și o să vă arăt direct de aici cum vine ambalată. Așa cum am zis, polistirenul acesta care nu permite căștii să se miște în cutie, ceea ce înseamnă o protecție bună la transport și observăm pentru prima oară acest spoiler, acest eleron care vine într-un săculeț special, aici agață puțin, dar a, e destul de interesant, e prima cască cu pe care o țin în mână și o să vedeți imediat unde vine acesta poziționat. Dar până acolo mai rămâne să vedem și casca, care este împachetată într-un săculeț cu sut invers, exact cum am mai menționat asta și la alte review-uri, cusătura este pe exterior, iar asta pentru ca pe interior această buză de material textil să nu ajungă să fie prinsă în componentele mobile, în aerisir și să nu provoace daune. Daune care pot fi evitate. Așa că, pentru ca pe interior săculețul să fie neted, cusăturile sunt pe exterior. Și trebuie să recunoaștem, arată destul de bine. Iar apoi, casca în sine. Un model interesant. MT Rapid Pro Carbon, care cântărește doar 1250 de grame, plus minus 50 de grame pentru modelele XS, S și M și 1300 de grame, la fel plus minus 50 de grame marge de eroare pentru mărimile L, XL și XXL. Poate fi găsită de la XS la XXL în două carcase. Ceea ce avem noi aici este carcasa puțin mai mică, care mi se potrivește mie, care este un M și care trebuie să recunosc că arată extraordinar de bine. Și acest carbon în combinație cu acest roșu arată foarte agresiv și revenim la ce am găsit pentru prima oară. Nu o să-l pun acum pentru că trebuie desfăcute 3 șuruburi și nu am ok la îndemână, dar vă arăt doar cum s-ar poziționa. Chiar dacă îl dăm jos, trebuie să ne uităm la cască și să vedem de fapt cât de aerodinamică este și ce aspect agresiv are. Însă, în momentul în care punem și acest spoiler în spate, uitați-vă puțin, cu aproximație cum ar arăta. Într-adevăr, aduce mult mai mult a o cască sport. Asta se pune... Tocmai pentru a facilita trecerea aerului, pentru a permite riderului să fie cât mai aerodinamic și în același timp pentru a stabiliza capul riderului la viteze mai mari. Cu cât e mai alungită, cu cât are elemente aerodinamice mai fine, mai subtile și mai eficiente cu atât privirea riderului pe linii de drepte în mod special și la viteze mari este mai stabilă. Lucru foarte bun te știut la circuit. Am văzut asta, avem căștile din spate pe care le-am purtat și v-am povestit și despre ele. Dar acum este vorba despre acest model. Primul lucru pe care îl putem observa în partea frontală este aerisirea. Aerisire care poate fi deschisă și închisă cu doar două poziții și care este ajutată de cea din partea superioară, din zona frunții, la fel deschisă, închisă, totul pentru ca aerul să circule spre rider iar apoi să fie extras de cele două extractoare din spate. Dacă revenim în față, mai observăm un lucru interesant pe care la fel nu l-am mai văzut până acum și anume butonul ce permite eliberarea vizierei, pe care dacă l apăsăm ar trebui să ridice viziera puțin. După care continuăm noi să o ridicăm până sus alături de un nose guard, alături de un chin guard, după care, dacă ne uităm la vizieră, observăm un sistem de quick release care permite schimbarea vizierii foarte rapid, nu avem nevoie de nimic altceva, putem să o luăm o vizieră fumurie sau, foarte bine de știut, putem lua un pin lock care este disponibil în 5 culori. Cel care vine cu această cască este un model transparent, alături de o vizieră transparentă și un spoiler, cel din partea din spate care este la fel transparent. Accesoriile pot fi cumpărate separat și casca poate fi customizată. Destul de mult după bunul plac al fiecărui utilizator. Dacă tot discutăm despre viziera, trebuie să menționez faptul că aceasta este tratată a dizgriere și are undeva la 2 mm grosime, destul de groasă și care nu pare să aibă o distorsionare a imaginii. Un lucru foarte bun de știut înainte de a lua o cască. Și care, odată ce o închidem și auzim acest sistem de etanșare destul de eficient, s-a închis. Ar trebui să nu permită aerului să intre pe lângă. Toată această zonă, tot acest sistem forțează viziera să stea închisă pe chederul din interior și să nu permită aerului să treacă pe lângă. Dacă ridicăm casca, observăm interiorul și cel mai important, prinderea Double D, cea mai sigură prindere folosită la căști, care se prinde destul de ușor și odată ce înveți să folosești acest sistem, nu te dezobișnuiești, o să-ți fie natural să-l folosești și nu o să ai nevoie de altceva, alături de un manual de instrucțiuni pe care nu o să-l dau jos și sper să nu se audă foarte tare, plus interiorul complet detașabil și tratat antibacterian. Pe lângă asta, în momentul în care descoperim partea interioară în zona urechilor, observăm două scobituri ce permit atașarea unui intercom. Trebuie să recunosc că nu sunt foarte mari, dar e bine de știut că sunt acolo și asta e un lucru foarte bun, mai ales în momentul în care vrem să punem un intercom, vrem să vorbim cu cineva sau vrem să o folosim chiar și la Turing. Da? Este o cască sport, o cască sport care este gândită mai mult pentru circuit, dar asta nu înseamnă că nu poate fi folosită și prin oraș sau chiar și la turing. Și dacă ne uităm în zona inferioară a căștii, observăm două zone destul de mici, destul de subtile, reflectorizante, care în mod normal, în momentul în care cineva poartă casca, sunt vizibile din spate. Asta crește vizibilitatea și în plus ajută la o siguranță mai bună, mai ales pe timpul nopții. Dar gata cu vorba și hai să trecem la note. Și ca de obicei, vom începe cu capitolul protecție. Unde va primi nota 8 și o să precizez imediat și de ce nu primește nota maximă, chiar dacă avem omologări. DOT și EC 2205, momentan pentru că în momentul filmării acestui videoclip, 2206 nu este implementat și nu este obligatoriu în România și în Europa nu este o cască omologată FIM. Știu că cei de la MT au și un model, o cască pregătită pentru competiții internaționale omologată FIM. Asta înseamnă că este omologată de Federația Internațională de Motociclism. Este probabil și după spusele multora, cel mai dur test în ceea ce privește siguranța căștilor și sunt foarte puține modele care au primit această omologare. Dar e bine de știut că MT Helmets a ajuns să aibă un astfel de model și că a ridicat atât de mult standardele. Pe lângă asta mai scădem încă un punct datorită lipsei de emergency release pe care le-am observat pe multe alte căști și asta înseamnă că nu avem acele pulteburi în zona mandibulei care să permită extragerea capului riderului alături de bureți. Un lucru văzut pe alte modele, la alte companii și care din punctul meu de vedere este destul de important în cazul unui accident. Cel mai mare rău pe care poți să îl faci unui motociclist este ca în momentul unui accident să îi scoți casca. Pentru că atunci îi miști foarte mult gâtul și orice mișcare bruscă poate duce la fracturarea coloanei vertebrale, ducând astfel la paralizia acestuia. Lucru pe care vrem să-l evităm din nou pe cât de mult posibil. Asta e bine de știut pentru toți pentru toți oferi, pentru toți motocicliștii, pentru pietoni chiar, să nu acționeze aiurea în momentul în care observă un accident moto. Dar atât cu acest capitol și trecem la următorul, adică la Features, unde va primi nota 9. O cască cu destul de multe feature-uri, destul de multe lucruri ce pot fi customizate cu un nose guard, cu un chin guard, cu un quick release în ceea ce privește viziera, cu pinlock inclus, cu spoiler pentru prima oară pe acest canal, double D interior detașabil, aerisiri destul de bune, dar pe aici, pe acolo mai pot fi aduse câteva îmbunătățiri. Trecem și la capitolul ventilație, unde va primi nota 7. Așa cum am precizat, o aerisire în partea superioară, una în zona mandibulei și două extractoare destul de generoase în partea din spate pentru a ajuta la un flow de aer eficient. Și creștem nota cu încă un punct pentru capitolul aspect, unde va primi nota 8. Trebuie să recunosc că îmi place și sunt sigur că nu sunt singurul căruia îi place felul în care arată, formele pe care le are, formele subtile, zona aceasta frontală, zona din spate și mai ales alături de acestele ron Doamne, cât de frumos arată. Chiar o să-l pun aici în spate și o să-i fac câteva poze, iar pozele, ca de obicei, pot fi găsite pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram Motorbike Reviews. Plus, poze suplimentare pe pagina băieților de la BikerMag și pe site-ul lor, unde găsiți și această cască, iar linkul către acest model îl găsiți și în descriere. Trecem la capitolul oraș sau daily usage, unde va primi nota 7. Și vreau să menționez de ce nu primește o notă mai mare. Pentru că, deși e o cască ușoară, mi-ar fi plăcut să văd o pereche de ochelari de soare care să ajute în zilele călduroase, în zilele însorite și care să nu te oblige să porți mereu o vizieră cu tine. Da, poți să iei o vizieră fumurie, poți să iei o vizieră iridium, dar Asta înseamnă că dimineața, dacă e întuneric sau seara, când te întorci acasă, trebuie să o porți și pe cea clară după tine, dacă nu vrei să te expui unui risc inutil. Schimbăm foaia și ajungem la nota maximă pentru capitolul Sport, unde evident va primi nota 10 și este foarte ușor de înțeles de ce. Este un model agresiv, un model ce este construit pentru mersul sportiv pe stradă sau pentru mersul pe circuit și care oferă o protecție suficient de bună, mai ales ținând cont de faptul că este omologată ICI și DOT. Așa cum am precizat, sunt două standarde foarte importante pe care acest model le îndeplinește. Însă la capitolul Turing mai scădem 3 puncte și ajungem la nota 7. Așa cum am precizat, nu avem o pereche de ochelari care ar putea ajuta atât la mersul prin oraș, cât și la mersul la drum lung, unde clar vei avea nevoie de o vizieră Clară, pentru momentele în care mergi pentru întuneric și o vizieră, fumurie sau ceva ce să te ajute în momentul în care mergi, toată ziua în soarele puternic, mai ales vara. Și evident că nu a fost gândită nici pentru off-road. Și aici, la fel ca și multe alte modele asemănătoare, va primi nota 2. Nu avem ce să căutăm cu ea pe off-road, pe un enduro, pe motocross sau chiar și pe un Adventure, în momentul în care ieșim de pe stradă pentru că atunci clar ai nevoie de foarte multă ventilație, ai nevoie poate de un cosoroc, ai nevoie poate de niște ochelari care să permită aerului să ajungă direct la fața ta și o cască full face de cele mai multe ori nu este gândită pentru asta. Cum de aproximativ 1849 de lei în momentul filmării acestui videoclip, MT Rapid Pro Carbon primește nota 5. Da, nu este o cască ieftină, nu este o cască de buget și nu este o cască care să fie cumpărată de oricine, este gândită pentru mersul sportiv, pentru mers la viteze mai mari. Și dacă vrei să faci asta, clar ar trebui să te gândești la ceva mult mai sigur pentru tine. Nu merge pe căști de 4, 5, 600 de lei în momentul în care știi că ai șanse mai mari să cazi. În momentul în care știi că îți mărești singur șansele de a cădea sau în momentul în care mergi într-un mediu organizat și vrei să-ți forțezi și să-ți testezi limitele. Nota personală este 8, iar asta pentru că este un model destul de complet. Știu câteva mici detalii pe aici, pe acolo, care mi-ar fi plăcut să fie ceva mai bune, dar per total, dacă stăm și ne gândim la banii pe care o oferim, și la ceea ce oferă acest model, din punctul meu de vedere, da, este un model ce trebuie luat în considerare. Cu un total de 72 de puncte, acest model ajunge pe locul 4 în clasamentul nostru și sincer să fiu, îmi place ceea ce văd, mi-a plăcut, deși nu am avut niciodată ocazia de a ține în mână un astfel de model sau o cască de la MT și chiar sunt curios cum se simte la mersul pe stradă.